adevărată asistență. Nu pot să las să meargă acest moment să nu spun câteva, să fac câteva mărturii, și anume, mai întâi aș porni de la întrebarea firească. De ce și astăzi unii spun într-un fel și fac în alt fel? Pornind de la această întrebare, pe care vedem că se realizează, urmărim emisiune la televiziune, sau spun într-un fel în țară și altfel în străinătate, ceva asemănător s-a petrecut aici, cu foarte mulți ani, în 1990, aici, în sala primăriei, s-a făcut o ședință înainte de campania electorală, din parcă luna mai. Și au fost adunate toate, să zic, oficialitățile. Întâmplarea a făcut ca și eu să fiu participant la această adunare, în care, din partea bisericii, fiind preot aici, în care se hotărâse ca în campania electorală șimleoanii să se comporte civilizat. Și s-a hotărât acest lucru, am fost de față, era de față și șeful poliției, era de față, în sfârșit, toate persoanele importante, inclusiv cei de la toate instituțiile. Lucrul s-a petrecut cu totul altfel. Pe de altă parte, deci s-a întâmplat, a venit în misiune, în campania electorală, domnul Iliescu, oamenii și milioane au respectat ceea ce s-a hotărât la primărie, nimeni nu l-a bruiat, nimeni n-a aruncat cu nimic după el, dar mai târziu s-a întâmplat altceva. Au venit în Șimleu un grup de țărăniști în frunte cu domnul Corneliu Coposu și chiar am fost solicitat și m-am dus și am făcut peștanie la sediul Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, vis-a-vis de poliție, acolo era acel sediu. Am reținut doar câteva nume prezente atunci de la București, și anume era domnul Vasile Vetișan Mocanu, erau doi cu numele de lup, un jurist în vârstă 70 ceva de ani și cel de la din Moldova, era poetul Ioan Alexandru, era domnul Bologa Eugen și încă un grup, sigur, în frunte cu domnul Corneliu Coposu. Am săvârșit slujba respectivă peștania, după care urma să meargă, să se deplaseze acest grup la Casa de Cultură, lucru despre care a vorbit domnul profesor dr. Ioan Pușcaș. Ce s-a întâmplat? Deci, după ce am făcut peștania, chiar poetul Ioan Alexandru a ținut și o cuvântare, a făcut chiar pe cântărețul, a ajutat. Sigur, Densu era un om deosebit, un creștin profund trăitor. Și la ieșirea din sediul PNC, vis-a-vis, școala actualmente se numește Silvania, școala numărul 1, foarte interesant, apăruse la un geam, la geamul spre poliție, un sicriu desenat pe care era scris Corneliu Coposu. Rușine, rușine, rușine. Iată, deci, nu s-a respectat ceea ce am discutat noi aici, la care discuția a fost de față. S-a dus apoi acest grup la Casa de Cultură. Acolo, altă bazaconie, aș putea spune, deși șeful poliției, Dumnezeu să-l ierte, de atunci, era prezent aici. Foarte interesant că a fost folosit un polițist de atunci care știa limba romilor și a adunat o grămadă de romi, a băgat acolo în Casă de Cultură ca să umple soția mea și cu doamna Mastan, profesoarea amândouă, s-au dus acolo, abia au reușit să pătrundă, că n-aveau loc, pentru că era prin sala cu țigani. Și sigur, ele m-au informat ce s-a întâmplat înăuntru. Eu acolo n-am fost prezent. În sfârșit, acolo un scandal mare, s-a aruncat cu ouă asupra celor din prezidiu. Ioan Alexandru mi-a spus, soția ce și-a desfăcut hainele, omorâți-mă. În sfârșit, erau niște scene foarte urâte, ca dovadă că cei care s-au adunat și au hotărât una, nu mai respectau, ci făceau cu totul altceva. Ăsta era sistemul, continuitatea sistemului comunist. S-au dus în Casa de Cultură și, bineînțeles, la ieșire a trebuit să intervină doctorul Pușcaș să-i scoată de acolo, pentru că la stradă așteptau alții, și i-au scos pe o ușă lăturalnică și i-au dus
cei care sunteți, știți sigur de lucrurile acestea, eu le-am trăit și am fost aici și doctorul i-a dus la spital pe străduța aia, de lângă Casa de Cultură, ca să fie apărat, să nu fie bătuți. Deci se adeverește foarte interesant cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos. Deci niciun proroc în patria lui nu-i binevenit. S-a întâmplat, așa cum am auzit aici, în Bogota, s-a întâmplat în Bădăcin, am fost preot 9 ani în Bădăcin și foarte interesant că după Revoluție cei mai mulți continuau să vorbească de rău la adresa lui Iuliu Maniu. Durere, deși mai mult de jumătate satul, aș putea spune, mâncau pâine de pe acel teren, pentru că acolo se făcuse un cămin unde își aveau și astăzi au acolo serviciu foarte mulți bădăcinari. Și interesant, cei care mâncau pâinea de pe locul lui Maniu erau antimaniști, cum s-ar zice. Deci se adeverește acest cuvânt că niciun proroc în patria lui nu-i bine primit. Și spre durere, vedeți, sistemul ăsta comunist de atâția ani a avut o influență foarte puternică asupra oamenilor. Și e foarte greu să ne debarasăm de ei. Și de aș vrea să trag un semnal de alarmă, să nu mai continuăm cu acest sistem, înclinație sistem comunist. Și acum aș vrea să, încă o mică problemă, să fac o legătură. Bucuria mare este că astăzi vom merge să se dezvelească bustul lui Corneliu Coposu. Sigur, amintesc că m-am întâlnit în multe împrejurări cu domnul Corneliu Coposu, nu mai vreau să mai caracterizez ceea ce au spus ceilalți, sunt cu totul de acord, dar o personalitate deosebită. M-am întâlnit de multe ori și la Bădăcin, la dezvelirea bustului Maniu și în alte ocazii, la Bobăta și în alte părți. Și, bineînțeles, sunt și Mlev. Dar trecând peste aceasta, ar vrea să vă spun încă o coincidență foarte interesantă, și anume, bustul lui Corneliu Coposu l-a făcut și m-am bucurat când am aflat de la Părintele Cristi domnul Mihoc, care o să fie surprins să-i spun că tatăl dânsului mi-a fost profesor și nu numai că mi-a fost profesor, vreau să spun chiar un episod foarte interesant. Dânsul era profesor la teologie la Sibiu când eram eu student. Unii știți, m-am dus mai târziu, la 31 de ani, deci student mai în vârstă. Dar îl urmăream și la catedrală, vis-a-vis de facultate, era Catedrala Metropolitană și erau pe rând puși profesorii de la teologie și consilierii să predice. Când predica Părintele Mihoc, studenții stăteau cu răcască la predicile dânsului și chiar eu cu un coleg l-am așteptat într-o zi și i-am spus: Părinte profesor, vă felicităm din toată inima că ați predicat într-adevăr numai cuvântul lui Dumnezeu. Deci ceilalți, mai ales consilierii mitropolitani, totdeauna jumătate predica era, în sfârșit, socializată, era să vorbea despre țară, despre patrie, era, în sfârșit, altfel. Dacă noi ezităm la mijloc, cine e în polul opus? Că în polul celălalt era comunismul. Dacă și noi ezităm la mijloc, nu e nimeni în polul opus. Și am învățat această idee și n-am uitat-o. Și noi trebuie să fim extremiști. Adică extremiști în sensul spiritual. Nu s-o referit la nici la politică, nu făcea politică, nu făcea nimic altceva. Și lucrul acesta, tot timpul am avut un respect deosebit. Am și cărți și cu predici de-a dânsului acasă. Și când am aflat că vine, poate să am ocazia astăzi să schimbăm și o vorbă personală. Deci am vrut să amintesc acestea. Vedeți ce coincidență. Dânsul, care este format într-o familie cu echilibru și din timpul acela, iată bine și face o lucrare a unor oameni de asemenea echilibrați, cum este Corneliu Coposu și va urma cu bagheri și statuia lui Maniu. Eu felicit pe cei care au organizat și particip cu mult respect întotdeauna la aceste evenimente legate de personalitățile din zona noastră și, sigur, și personalitățile țării, pentru că Iuliu Maniu și Corneliu Coposu nu sunt numai ai Sălajului, ci sunt ai întregii țări. Vă mulțumesc!